Un accident rutier produs aseară în Dej ne arată încă o dată lipsurile sistemului sanitar ajuns și așa la limită în această perioadă. Trei persoane au fost rănite în urma impactului dintre două mașini, iar una dintre victime a fost nevoită să stea întinsă pe asfalt mai bine de jumătate de oră. Asta pentru că singura ambulanță disponibilă se afla la 60 de kilometri distanță. În tot acest timp, rănitul a fost supravegheat de paramedici care l-au încălzit cu pături. Era puțin trecut de ora 21 când șoferul unui autoturism a ieșit dintr-o benzinărie fără să se asigure. A fost izbit în plin de o altă mașină care circula regulamentar. Înăuntru și am auzit o bubuitură și o fugi lumea, că zice, o lua foc, nu știu. Am venit și noi, am dat un stingător să stingă. Atât tânărul care a provocat accidentul, cât și alții doi oameni pasageri în mașina lui au fost răniți. Iar după impact, autoturismul în care erau cu toții a luat foc. Martorii au reușit să stingă incendiul înainte de a se produce o tragedie. Erau ieșite victimele când ați ajuns dumneavoastră? Trei dintre ele erau ieșite, am ajutat la ieșirea celei de-a patra. Deși inițial la 112 s-au anunțat patru victime, la fața locului s-au deplasat pompierii de la descarcerare și o singură ambulanță de prim ajutor. Asta pentru că alte autosanitare nu erau disponibile. Paramedicii au evaluat răniții, iar șoferul vinovat împreună cu o tânără rănită au fost urcați în salvare. Asta în timp ce o a treia victimă aștepta întinsă pe jos o altă ambulanță. Așteptarea a durat mai mult de o jumătate de oră. Cum temperatura de afară nu depășea 0 grade Celsius, ca să încălzească rănitul de pe targă, paramedicii smurde l-au acoperit cu pături. E singura ambulanță cu medic de pe zona de Jgherla. Ca să ajungă la caz, a mers mai bine de 60 de kilometri. Noi veneam dinspre Cluj, am fost la caz cu o gravidă și intervenția ne-a fost dată în momentul în care eram în dreptul aeroportului. De aceea intervenția noastră la locul accidentului a durat un pic mai mult. Bun, reșit! Cele trei victime au fost transportate la spital, iar medicii spun că viața nu le este pusă în pericol. În zona Dejului există doar trei ambulanțe pentru 70.000 de oameni. Nici înainte de pandemie situația nu era chiar roz. Acum însă este foarte greu, deoarece salvarea este chemată la cele mai mici simptome care pot fi asociate cu COVID.